Treci mă în mașină, îl mai... astăzi avem un episod special. Este și Roxana cu noi, dar va fi folosită doar ca unitate de măsură pentru dimensiunile mini-ului din spatele meu, care este un mini un pic deosebit. Este un mini club cross countryman sau countryman, are un nume din ăsta de altfel de mini. Și înainte să începem episodul propriu zis, mai bine zis, la sfârșitul acestui episod o să vă spun o poveste, niște întâmplări din ultima perioadă în care am fost părtaș eu și una din instituțiile statului. Mai bine zis, Poliția de Frontieră, sectorul județul Mehedinți. Așa că, care dintre voi lucrați în MEAI, în Poliția de Frontieră, în alte structuri, mai sus, DGI și așa mai departe, derulați la sfârșitul clipului pentru că este foarte interesant. De asemenea, ce vă voi spune în bucata aia este importantă și interesantă și pentru oamenii de presă, dar de presă adevărată, nu de presă auto. Hai, domnul Cosmin, la mașină. Hai. Este primul mini cu 4 uși. Este primul mini în care urci fără să mai faci numere de contorsionism, cum făceai în mini-ul clasic. Este primul mini care nu se mai face în Anglia, este făcut în Austria și în câteva țări de lumea a treia mai târziu. Apare în 2010 și imediat cum apare, merge în campionatele de... Oprește-o, Roxana, că ne face bruiaj. Merge în campionatele în VRC, participă, nu ia prea multe titluri, dar în 2014 merge la Paris-Dakar sau Dakar, cât mai e din el, și cred că ia locul 3 sau 4. Adică, destul de ok pentru o mașină care se vrea, cum s-ar traduce, club countryman. Adică țăranul dus la club. Păi, ciobanul englez dus la club. Mă rog, se vede influența parteneriatului cu BMW și faptul că Mini este partea brandului BMW, pentru că la fel ca la BMW, unde avem X4, X6, X-uri, tot felul de mașini de neînțeles, și la Mini facem una, însă cea de la Mini devine de înțeles, pentru că Mini-ul în 4 uși dă practicalitate Mini-ului clasic. Și o să vedeți la partea de test drive, pentru că o să ne mutăm în mașină, că este foarte frig. Nu se îndepărtează atât de mult de dinamicitatea Mini-ului clasic. Mini, știți că este una dintre mașinile cel mai greu de răsturnat, datorită faptului că este joasă, cu roțile în colțuri, practic o cutie cu roți, foarte dinamică. Are motoare 1.6 benzină, cum e asta de 122 de cai, un 1.6 simplu, 1.6 turbo, identic cu cel pe care l-ați văzut pe mașina lui Carinei, 1.6 și 2 litri diesel. Să le arătăm ceva. Am observat și eu, n-am văzut mașina asta niciodată până în momentul în care am venit cu ea aici. Are un sistem foarte ciudat de deschis ușa. Roxana, deschide ușa! Are un buton undeva. Hai că facem minute de vizualizare. Ia vezi pe ușa de la șofer. Hai, mă, Roxana, mă. Sau pe cheie, mie. Nu că trebuie să... Așa, gata, bravo. Uitați aici o reparație. Improvizație făcută de un specialist al tinichiseriei auto. De unde o fi mașina asta? Deci, chedere rupte, chedere lovite, urme de intervenții din astea, înseamnă buf. Un meseriaș îi înlocuia chederul. Dar știți de ce nu l-a înlocuit? Pentru că nu prea găsești la dezmembrări, iar prețurile la piese la Mini sunt astronomice. Un element de caroserie costă cam ca unul de X6. Mai că de X6 găsești second. Exclusivitatea asta și plăcerea de a avea un lucru deosebit, plăcerea de a deține o mașină pe care mai mult o porți decât o conduci, costă. Cum se deschide portbagajul? Pe butonul ăla, nu? Pe Mini. Volkswagen style. Și are chiar și portbagaj. Nu mare, nu adânc. Telescope mini, bă.
Și garantat nu are roată de rezervă, că nu are unde să o aibă. Are kit de pană pentru că e rudă cu BMW-urile. Bun. Așadar, domnilor, mașina asta este cadoul perfect pentru o doamnă, o domnișoară. Dar faceți-i casco și cumpărați-o cu senzor de parcare sau puneți-i. Că nu știu cât costă o triplă din asta, dar o să-mi spuneți voi care lucrați pe la piese auto. Sau o oglindă. Ca spațiu interior, ești cu scaunul reglat pentru tine? Da. Cum v-am zis, Roxana stă confortabil la volan. Nu e mașina aici, să știți. Iar eu o să încerc să mă urc un pic în spate. Oricum, după gradul de curățenie al mașinii, te ducem că este mașina unei femei. Și după cele două fesuri prezente în locurile din spate, deducem că are gemeni. Când se fac mari, o să ne cumpere BMW. Două. Pot călători și eu în acest mini în spatele Roxanei, nu că aș avea curaj. Dar nu e incredibil de mică. Da, uite, Codin, intră puțin în detalii. Uite cum arată butonul de comandă a geamurilor spate. Da. Plasticul e general. Uite cum arată o box. Mă rog, dar chestiile astea din ea, ăsta-i fac prețul la astronomic. Faptul că este o mașină care nu seamănă cu nicio altă mașină. Roxana, știi, s-a deschis capota. Că eu sigur nu știu. Pam, pam. Pam, pam. E prima dată când deschid o astfel de capotă. Automotive Lighting Made in EU. Tragă demontabil complet, de altă culoare, ne vopsi seria aici. 1.6-le ăsta de BMW este arhicunoscut, e un motor bun. Nu știu cât consumă benzină, nu știu cât consumă ulei. Ceva îmi spune că din amândouă consumă un pic mai mult decât trebuie, dar mă rog. E doar o chestiune de gusturi. Și interesante sunt decupătura asta în capota. Da, Cosmin, dar toate lucrurile astea au costat enorm să proiectezi o astfel de capotă, să o realizezi, fier, nu aluminiu. E rocket science, o capotă din asta nouă și fii sigur că de mine nu prea vei găsi decât originale. Îi ridică prețul bine. Cineva mi-a spus care lucra prin, cu mai mulți ani în urmă, prin reprezentanțele BMW, că este mai greu reparabil un Mini decât un seria 1 sau un seria 3. Acum nu știu de ce mi-a spus chestia asta, că n-am intrat prea multe în detalii. Eu, mașinile care nu m-au interesat personal, niciodată n-am intrat în prea multe detalii despre ele, pentru că nu voi lua niciodată Mini, nu voi lua niciodată motor cu mașină cu motor din asta pe benzină. Așa că e momentul să ne urcăm puțin în dreapta. Să vedem cum stăm cu spațiul. Și aici. Tot rău e pentru tine. Pentru tine nu e deloc bine, nu. E loc în ea. Poți merge și tu un kilometru așa. Nu, că o să merg eu, tu o să mergi în dreapta. Sau în spate. Dar toate lucrurile astea care îl regăsim de la primul Mini. Toate comenzile astea care trebuie să deduci ce înseamnă fiecare. Trebuie să citești manualul neapărat. Trebuie să citești manualul, să le... Da. Să le gâdil pe fiecare, mă, așa. Pentru o femeie, exact. Arată wow! Adică nu numai pentru o femeie, chiar și pentru un bărbat. Ia uite, Cosmin. Ia uite aici. Un compartimentaj, bine, o frână de mână de avion. De avion, și da. Un compartimentaj discret, branduit. Bine, nu se mai închide, că are în comun cu BMW funcționalitatea, dar este incredibil de, de frumoasă și de, hai să zicem, care și un pic de funcționalitate. Are suporții de pahare, dar nu are vreun spațiu de depozitare decât pe aici. Important e să meargă și mai ales că e frumoasă. Adică e... Uite aici, de exemplu, scrie Mini CD. Știi că exista și Mini CD-uri, dar probabil că asta se referă la faptul că este CD de Mini, nu că bagi Mini CD-ul, nu? Habar n-avem. Pentru că el nu este un mini CD, este un CD normal. Roxana, unde vrei să stai în timpul călătoriei? Pentru că mergem la plimbare. Deci în caz că nu știți cine suntem și unde ne puteți găsi... Bă, nu mai... Mai aveam o setare la parada, se vede bine.
Sistemul, da, sistemul de deblocare tipic BMW și ia să vedem dacă se comportă tot ca un BMW. Scoatem cheia, după ce am oprit motorul, nu deschidem ușile și pornim motorul. Mașina asta nu are keyless, dar are preechiparea asta care au și foarte multe BMW-uri. Să fim responsabili. Ba, suntem exemple, suntem totuși influencer, deși eu nu vreau să mă consider așa ceva. Toți care mă întrebați ce mașină să vă cumpărați, ce mașină, nu vă voi spune niciodată, pentru că în momentul în care voi face acest lucru, mă puteți considera plasator de produse. Oh, ce mai avem pe aici? Geamuri, tot felul de chestii, bă. De unde se deblocau ușile? De aici. Da, mamă, ce ambreiaj tare are. Are, dai sus. Dar poți, Mihai, poți să conduci și o chestie de-asta mică. Da, zici că e buburuză. Pot să o conduc, chiar îmi place să o conduc. Deci zici că e buburuză, pe bune. Da, pentru fetițe, așa știi, să o faci cadou la 18 ani la fată, e maximul jucăria. Da, într-adevăr, e... Pe bune, dar știi, pe distanțe mici, să nu-i trebuiască cine știe ce. Că, na, mă gândesc că nu e tocmai safe. Micuț așa fiind. Tata e... E țapănă, am înțeles. Da, știi filmul ăla? Totuși. Știi filmul ăla cu 3 mini-uri, da, de spart o bancă? Nu era mini din ăsta. Eu zic că e o mașinuță de oraș, părerea mea, nu știu. Știi, și mai ales că o poți parca oriunde, dai seama. Nu prea poți parca oriunde. Bine, asta, varianta asta... Poți, că e micuță. În altă, chiar o poți parca mai bine decât cea clasică. Pe orice, cu o bordură, pe jumătate loc, merge. Mă, tot uiți și nu-mi dau seama. Aha. Aha. Deci nu de aici. Oare cum se schimbă afișajul ăsta din bord? Ah, ca la BMW de aici. Avem un consum de 10%. Deci eu, dacă o să am o fată, o să-l pun pe taxul să-i cumpere mașina asta. Deci mi se pare prea mișto, cu toate ceasurile astea, cu toate... Păi Mini este mașina din asta. Beculețele, cu toate butonelele. Este o mașină de genul și mai ales, care o porți. Va trebui să citim toată familia cartea mașini. Numai ca să știm ce fac butoanele. Bă, îmi place, mie îmi place. E place că am loc în ea, scaunele sunt un pic mai moi decât cele de BMW sau aproape la fel. Da, sunt mai confortabile, să știi. Da, că tu ai avut BMW-uri. Da. Poți călători, e o mașină trendy, așa, o mașină chic. E. Nu e de să zici că nu poți călători cu ea. Păi, depinde, unde vrei să călătorești. Să spargem o bancă. Dar nu să te duci și să la pescuit cu Mini Cooper, deci, bune? Da, sunt oameni care se duc, de asta e Mini Cooper Countryman, cum se numește. De fată, e o mașină de domnișoară. Și ce n-ai văzut femei care pescuiesc? Nu, n-am văzut, sincer. Yeah. Adică, și îți promit că dacă o să văd, îi fac și poză să-ți trimit. Adică nu cred că există. Femei pescar? Cu Mini nu. În România nu. Da. Domn Cosmin, cum stai în spate? Bine, e foarte bine. Nu-ți drunci, nu? Băi, mi-am dat eu scaunul în față ca să aibă loc, că nu cred că avea loc, sincer. Nu, adică, ați văzut că am avut mașini frumoase, dar care erau doar frumoase, nu mai mi-aduc aminte, nu mai știu ce, un Citroen parcă a fost o ciudățenie din aia. Și Mini ăsta este o ciudățenie, dar este o ciudățenie pusă tehnic la punct. Dar vezi că se simte bine pe asfalt și la exact. Frâne și la... Adică, se simte bine și direcția e ca lumea, e ce trebuie. Chiar dacă e un BMW cu tracțiune față, aia. Merge. Și mașina merge. Iar cele cu motoare, cu cai mai mulți, chiar deja pot fi pilotate. Aici s-a reparat drumul, dar s-a reparat drumul, da. Rămânem așa. Au rămas niște capcane. Nu mai punem virgula. Nu cred că în nordul Angliei, în Scoția, vom găsi drumuri din astea, acolo unde Miniu s-a născut. Păi vezi, de-aia tu mergi spre Bucovăț. Am zis să nu mergem cu ea. În județul Dolj, undeva lângă Craiova. Am zis să nu mergem prin oraș cu ea, pentru că este o mașină de country. Că se așeze și să vom merge la țară. Doar să scoți și undița de undeva, acum că înțepenesc. Deci, uite, vezi, este jiu foarte crescut, pentru că a plouat foarte mult. Acum nu vei prinde niciun fel de pește, să știi și tu. Dar nu vreau. Poate vrei să te duci la pescuit. Nu vreau, nu. Și nu-i despre femei. Femeile trebuie să-și facă unghiuțele, părul, să aibă mașină frumoasă, curată. Și atât. Da, mă rog. Am mai discutat despre asta.
Sunt, apropo de unghii și de păr, știi că sunt trei lucruri după care femeile nu trebuie să plângă. A. Păr, unghii și... Lăsați. Deci nu, te rog să nu continui nu știi, nu? Fraza. Deci păi, nu știi. Nu, dar îmi imaginez că o să spui o ceva. Părul și unghiile mai cresc, mai iar din aia se mai găsesc. Deci, da. Tipic. Să nu se dezică. Bun, să revenim la miniul nostru. E fain, mă, mie îmi place rău. Deci da. chiar e ca lumea. Stai așa. Și stă bine, mă, stă bine pe asfalt, asta e important. Bă, stă, n-ai, nu poți să-i reproșezi. Deci își pare așa ușurică, știi, ceva de jucărie, dar nu. Stă bine. Vezi, dacă n-ai citit cartea, nu știi ce fac butoanele. De obicei, nu prea citesc manualele mașinilor. Așa. Eu mă ghidez după instinct. Mm-hmm. Știi? Da, da. Tu ești Mini Schumacher. A, nu, am avut pe Mini Schumacher, dar a plecat la alt canal. A. Nu, rog, nu, că mă sperie, sperie pe mine chestia asta, deci... nu e. E, da, într-adevăr, senzația e interesantă, dar nu este, nu e de joacă cu ea. Nu. Mai ales pe carosabil din ăsta. Și e umed. Adaptați viteza la condițiile de trafic, vă rog. Eu sunt GPS-ul în acest moment. Da, să știi că îmi place. Cu toate că nu mi-aș lua niciodată, îmi place, mi-a plăcut tot timpul. De ce să ții, mă, ce să faci tu cu ea, Mihai? Să călătoresc cu ea. Da. Sau să sparg o bancă. Eu ți-am zis, când o să am o fată, o să iau mașina asta. Să se joace cu ea. Hmm. Bine, dacă o să am și bani, știi că n-am. Nu e tocmai moca. Că n-avem voie să-i spunem prețul sau da? Să știi că e o mașină valoroasă, a fost scumpă nouă. E bijuterie. Și își păstrează prețul, însă, din nou, nu sunt foarte multe. Bănuiesc că cine o cumpără nu vrea să o vândă, Mihai. Adică nu, da, mai cum. Dar sunt, nu sunt, nefiind foarte, foarte multe pe piață, da? Sunt valoroase. Iar, din nou, cele întreținute sunt și mai valoroase și neatinse, impecabile, cu istoric, cu așa mai departe. Domnul Cosmin, trebuie să întoarcem. Că nu are rost să călătorim prea departe, că m-am convins de Mini. Cum, da, e suficient. Îmi întărește și pentru mine părerile. E foarte faină. Să faci poze în ea. Nu, facem poze lângă. Nu, mă refer la fete, măi. E a, pentru da? Fete. Eu tot cred că e pentru fete mașina asta. Fac. Mihai. Repede, Mihai. E ca la BMW. Repede, Mihai. Nu nimerea, măi. E ca la BMW marșalierul. Deci e identica la BMW. Și nu-l nimerea. Bă, e un pic de... Bine, el urăște BMW-urile, știi, toți asta. Ha, 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 ha. Da, dar de fapt, dacă ar primi un X5 așa, s-ar trezi cu el în curte, eu vă garantez că ar dormi în el o săptămână. Iar ala nou, știi, ultimul, da, 20-22. Eu garantez că te înșeli. Măcar că ții, i-ai lăsat să doarmă. Nu. Nici așa. Nu. Bine, să revenim la Mini. Bă, Mini e o alegere. E. În ciuda e alegerea oamenilor. Câtorva... Care face ce vrea cu banii lui. Chestii care o trag în sunt bani mulți. Merită. Eu așa zic, aici sunt bani mulți. Nu, doar după busola asta care mă... Te ghidează. Exact. Cred că te ghidează greșit. Nu. Ai înțeles, metaforic. Bun, hai să terminăm partea cu Mini, că Mini ne-a convins, merită banii, merită, dar trebuie da. Avut grijă de el. Eu trebuie să spun o poveste. Merită banii celor bogați. Trebuia neapărat să completez. Ajungem undeva și oprim mașina, că să se audă cum trebuie. Nu știu de ce am impresia că e mai mult comod în Mini decât de obicei. Mie îmi place să călătoresc. Pe majoritatea craiovenilor, dacă îi cauți sâmbăta și duminica, îi găsești în mall. Înainte, duminica dimineața, îi găseai în târg. Erau aceiași oameni care mergeau și în târg și în mall. Mă rog, nu contează. Acum că nu mai există târg, există doar mall. Eu n-am fost în mall de câțiva ani și nici nu mă intenționez să mă duc prea curând. În weekenduri călătoresc. Scot rabla de toareg de care ziceți voi că e o rablă și călătoresc. Cunosc Oltenia din vârful munților până în malul Dunării. Perfect. Și
cred că ați văzut pe Facebook și pe Instagramul meu că mai pun peisaje de pe la Dunăre, peisaje de pe la munte, de pe la pe unde călătoresc eu. Chiar am vorbit cu Cosmin să facem niște episoade în 2021, să vă prezentăm niște episoade din astea documentar, să vă prezentăm cum locuri frumoase din Oltenia. Dar ne necesită timp, deplasări și așa mai departe, dar vi le vom face, vă promitem. Bun. În călătoriile mele am ajuns de mai multe ori pe zona de frontieră. Pe zona de frontieră din, și din județul Dolj, și din județul Olt, și din județul Mehedinți. În județul Mehedinți, începând cu anul trecut, tot timpul am întâlnit foarte multe echipaje de poliție de frontieră. M-au găsit stând pe malul Dunării, fotografii în natură, m-au oprit în mers, de fiecare dată am oprit, am colaborat cu ei, le-am prezentat documentele, mi-au căutat în mașină, au voie să facă, poliția de frontieră are voie să facă lucrul ăsta pe zona de frontieră, le-am deschis mașina, le-am deschis toate compartimentele, n-am avut niciodată nimic. Bună ziua, bună ziua! Unii dintre ei sunt niște oameni foarte deosebiți. M-am întâlnit cu un echipaj care era cu acea mașină care o au în dotare, Iveco Massif, care e o mașină extraordinară, m-au lăsat să mă uit la ea. N-avem cum să filmăm o mașină din aia. În fine, prima parte a poveștii, a întâmplărilor, mai bine zis, se întâmplă în luna septembrie anului trecut. Mergeam cu raba aia de Toareg, așa în paralel, cum aș merge pe aici, numai că mergea Dunărea pe lângă mine, pe undeva pe, în județul Mehedinți, pe raza localității Izvorul Frumos. Și a trecut o barcă de poliție de frontieră pe cursul apei. Bineînțeles, lumina cădea bine, i-am făcut niște poze. Erau pescari prin zonă, erau oameni cu lucrările agricole. Am plecat. Am ieșit în șoseaua principală și mă intersectez cu Passatul Break de culoare albă, inscripționat poliția de frontieră și cu numere de MAI. Nu le-am dat nicio importanță, mi-am văzut de drumul meu. Însă au întors și la vreo câțiva kilometri m-au depășit cu luminile albastre, pentru că poliția de frontieră are doar lumini albastre, nu are și roșii. Și m-au oprit. Am oprit un domn inspector cu o doamnă și cu încă un coleg. Mi s-a verificat Toaregul, toate compartimentele. Torpedo, cotieră, uși, spate, față, portbagaj, compartimentul unde este, are Toaregul extintorul și trusa medicală. Bineînțeles, n-am avut nimic la mine care să pară ne la locul lui sau care să stârnească interesul unui polițist, de orice fel. După ce s-a terminat această verificare, a oprit o altă mașină, un, țin minte și acum, un X3 negru de Olt, cu niște fete, cu niște băieți, erau prin zonă, nu știu ce făceau, și m-au întrebat dacă îi cunosc. Bineînțeles că nu i-am cunoscut. Li s-a făcut semn să plece, eu am rămas în continuare cu echipajul respectiv. Mi s-a ținut o lecție de morală, că se întâmplă tot felul de lucruri dificile, grele, lucruri nasoale, dar m-am fost întrebat de vreo 3 ori, sunteți implicat în rețele de trafic de persoane sau de activități de contraband? Bineînțeles, am spus nu. Am zis, sunt la dispoziția dumneavoastră, aveți actele mele, mașina este pe numele meu. În fine, am fost lăsat să plec fără nicio sancțiune. Nu mi-am dat importanță, asta se întâmpla în luna septembrie. Am mai fost pe acolo, cred că și în decembrie, iar m-am intersectat, m-a oprit undeva, dar de data asta nu mi s-a desfăcut decât portbagajul, documentele și la revedere, documentele doar buletin, nu permis de circulație, nu alte acte. Și am fost și ieri, adică ieri, în funcție de cum priviți voi, ieri fiind sâmbătă 9 ianuarie. Ieri sâmbătă 9 ianuarie, am ieșit din drumul principal, din drumul european, Severin Calafat, în dreptul localității Hinova, și m-am dus spre Ostrovul Corbului, toată zona asta, Batoți, Tizmana, până în localitatea Vrancea, aici, unde este o zonă de coastă foarte frumoasă, unde s-au construit niște case frumoase. Am fost pur și simplu să mă uit, pentru că într-un viitor mă bate gândul să-mi iau o proprietate în una din aceste localități. Bun. M-am întors și în timp ce mă întorceam, aici undeva
cred că înainte de intrarea în Ostrovul Corbului, am depășit același Passat alb al poliției de frontiere, care mergea foarte încet. Și undeva aici, pe zona asta largă, am oprit într-un spațiu, sunt câteva zone de oprit, care de obicei sunt folosite de pescari, am scos mașina complet din carosabil și era aproape ora de întuneric. Toaregula e orabilă de mașină, așa cum spuneți voi, nu are niște faruri extraordinare, iar mie nu-mi place să conduc în momentul ăla, când, în perioada de timp de 15 minute, când ziua se îmbină cu noaptea. Și am zis să aștept să se facă întuneric și să văd ce se mai întâmplă. Sunt lebede, sunt trec embarcațiuni. În timp ce mă uitam eu după o embarcațiune din asta frumoasă, vine Passatul alb, mă depășește, undeva întoarce, oprește în fața mea. Coboară domnii polițiști, documentele, le dau documentele, desfaceți-ne portbagajul, noi desfac portbagajul, m-au notat pe caiet, aceeași lecție de morală, ce faceți aici, am zis că aștept să se facă întuneric. Le-am spus de ce. Bine, aveți grijă că s-au întâmplat probleme, nu știu ce. Ce probleme, nu știu, că eu urmăresc presa, cunosc oameni din presă, n-am prea auzit nimic să se întâmple, mai ales în perioada asta de pandemie. Bun, plec. După vreo... Ei au plecat primii, eu am mai stat cam 10 minute, 15 până s-a întunecat. Am plecat spre Severin. Adică am ieșit înapoi în drumul principal, la Hinova, am făcut stânga aici. Undeva pe... până în Șimian, ei erau opriți pe dreapta. I-am claxonat, ca să vadă că chiar am plecat când s-au lăsat întunericul, n-am avut nimic de ascuns. Mi-am continuat drumul. Ca să observ după vreun kilometru că în spatele meu merge un Duster albastru, neinscripționat, cu numere de MAI. Ajung la intersecția de la Șimian, fac stânga spre Severin să mă duc să-mi iau pleșcavița de la hotel de acolo, Dusterul după mine, la 50-100 de metri în spatele meu. Mă înscriu pe strada cu 4 benzi, mai schimb o bandă, mai schimb altă bandă, n-am depășit viteza legală, n-am făcut niciun fel de contravenții la regimul rutier, Dusterul continua după mine. Intrăm în Severin, primul semafor, Dusterul la 50-100 de metri în spatele meu, al doilea semafor, am zis, bă, chiar se țin după mine. Am mai schimbat de câteva ori banda, eu pe stradă, pe un bulevard de ăsta cu 3 benzi, cum e în Severin, merg pe banda 1, maxim banda 2, pentru că sunt mai libere. Și oriunde pe toți vă sfătuiesc, faceți așa. Ajungem la intersecția de la hotel, unde pe dreapta, cum mergi spre Orșova, este acea hamburgerie, unde se face cea mai bună pleșcavița din Severin. Nu era decât un loc de parcare foarte aproape de intersecție. Opresc Touaregul și zic să mă dau jos. Dar, de fapt, am oprisem cam la limită. Nu eram în stradă, dar am zis, bă, hai să o mut de aici, că nu e ok. Între timp, ei au oprit câteva zeci de metri mai în față. Același Duster albastru cu numere de MAI. Plec din nou de pe loc, întorc și mut mașina pe partea cu hotelul, unde era toată parcarea liberă. Dusterul se mută și el de pe sensul ăsta pe sensul celălalt. Cobor din mașină, îmi pun masca, traversez strada, stau la coadă, îmi iau pleșcavița. Dusterul rămâne în același loc. Am vrut să mă duc să-i fac o fotografie de la distanță, dar am zis că n-are rost. În fine, stau în mașină, mănânc pleșcavița și zic să mă duc până în port, la duty free, să-mi iau niște dulciuri și Coca-Cola. Puteți să vă duceți la duty free-ul din port de la Severin sau de la Calafat, în produse bune. Mai de unde sunt ele, dar sunt de calitate. Plec de pe loc, semnalizez dreapta, fac dreapta spre port în jos, pe lângă cetate, Dusterul după mine. Zic, bă, sunt suspect, ok. Dar după ce ai condus cam o jumătate de milion de kilometri în 22 de ani, înveți ce fac alte mașini, înveți să te uiți în oglinzi, înveți să ai niște reflexe din astea. Bun. Când ajung în dreptul intrării acolo, care trece calea ferată în zona portoară, unde este portul, poliția de frontieră, monumentul ăla care marchează scrie în amintirea regelui Carol, care a coborât prima dată pe pământ românesc, eu făcând stânga acolo la calea ferată, ei n-au mai intrat după mine în curtea propriei instituții, cum ar veni în parcarea propriei instituții, s-au dus în față. Eu am oprit la duty free, am intrat în duty free, mi-am luat ce mi-am luat. Ies cu brațul plin de doze de cola și de dulciuri din duty free, ei intrau. Pun eu alea în mașină, au parcat în dreptul, sub niște brazi, în dreptul, între cele două clădiri ale administrației portoare și a poliției de frontieră.
Mă urc în Touareg și n-am scos-o cu spatele, am scos-o cu fața, așa am trecut, m-am apropiat de ele, i-am salutat cu blițurile și am plecat. N-au mai plecat după mine, deși am așteptat afară să văd dacă continuă călătoria alături de mine. Nu mi se pare un comportament normal față de un om care s-a legitimat de fiecare dată, a stat la dispoziția organelor acestei forme de acestei poliții, un om pe care nu l-ați găsit cu nimic la el, care nu făcea nicio activitate care să contravină cumva oricărei dintre legile acestei țări. Înclin să cred și vreau să mă adresez și celor mai în sus de ei, dar și domnilor din presă, celor care ne urmăresc și vouă, fanilor noștri, că pe zona aia acolo unde Dunărea se întoarce, unde Dunărea întoarce, adică pe zona asta pe aici, pe aici se întâmplă lucruri care n-ar trebui să fie aflate, de fapt. Curios este că, de exemplu, în piață la Craiova sau în alte localități, se găsesc o grămadă de țigări de contrabandă în plină pandemie, când nimeni nu poate să plece noaptea de acasă. Dacă credeți că pot fi aduse cu drona, vă spun eu că trebuie 1 milion de drone ca să aturne un camion de țigări, să zicem. Dar, mă rog, hai să ne întrebăm ce se întâmplă între 11 și 5 dimineața și ce fac în timpul ăsta cei care pot călători și cei care pot ieși din casă în această perioadă. Nu cumva, de fapt, hoții strigă hoții? Nu cumva eu, care eram un outsider și care am venit de mai multe ori în zona respectivă, le-am părut un inamic, nu un suspect? Că un suspect nu vine cu buletinul în mână, cu mașina pe numele lui și se pune la dispoziția organelor poliționești. Chiar mă gândisem să mă dau jos din mașină sau să le fac cu mâna sau să mă duc să le bat în geam, să zic nu mergeți cu mine dacă tot vă țin urăți după mine jumătate de județ. Însă le spun că astăzi am luat legătura cu toți prietenii mei sau cu cei mai importanți din trusturi de presă din România, din trusturi de presă care încă mai există, și s-ar putea ca pe zonele dânșilor de activitate să se pomenească cu mai mulți jurnaliști în perioada următoare care să facă poze la natură. Iar eu am să revin periodic, nu săptămâna viitoare, peste 2 săptămâni, ne vedem pe frontieră. Asta a fost episodul cu Mini. Îmi pare rău că a trebuit să fac această intervenție, să zicem, extra, destăinuire. Am foarte mulți prieteni care lucrează în Ministerul de Interne. Am o grămadă de oameni care am întâlnit de-a lungul vieții, contacte, oameni, miniștri, secretari de stat, directori de companii, oameni care îmi răspund la orice oră când îi sun. N-am apelat niciodată la un astfel de om care, să zicem, sunt oameni puternici, care să mă rezolve cu ceva sau să apelez vreodată pentru ceva. Nu lucrez, că v-am mai spus că nu lucrez la niciun serviciu de informații român sau străin, cu toate că acești domni care dețin legitimații, unii dintre ei cu mai mulți de 3x pe spate, nu știu un sfert din lucrurile care le știu eu, nu fac parte din nicio lojă masonică, cu toate că la Craiova țin niște întâlniri într-un servis. Ei, nu eu. În servis au ajuns rău de tot săraci. Nu cred că a scos asta. Roxana, va urma și episodul cu tine. Asta fiind, abonați-vă la canalul nostru. Roxana, vrei să spun câți plătesc ca să... Lojele ăștia au ajuns așa niște... Asociații de proprietari. Da, da. Sunt niște chestii pentru clov. Niște... Pentru băieți. Nu pentru fete. Sunt și pentru fete, stai liniștită. Slab dezvoltați. Hai să mergem să ne facem episodul nostru, că omul trebuie să plece. Mulțumim, hit subscribe, hit like. Vlad on Instagram, Cosmin la Fabrica de Portofele și eu peste tot. Bye, bye!